Să greșim și să primim golul pe care l-am primit. Am dominat repriza a doua, însă nu am reușit să fructificăm ocazii pe care le-am avut. Și cam atât. Dacă aveți întrebări, vreți să aveți un rezultat mai drept? Eu cred că, în special pe repriza a doua, cred că nu este, rezultatul nu este evitat. Poate, probabil, undeva, cel mai meritam astăzi, la în ce măsură considerați că va conta acest rezultat în stabilirea echipei care va încheia sezonul pe locul 3? Cu siguranță că va conta. Urmează și celelalte jocuri, sunt la fel de importante. V-am spus că era un lucru important să avem un parcurs cât mai constant în următoarea perioadă, să încercăm pas cu pas să adunăm puncte. Echipa a părut ușor nervoasă. Da, destul de frustrat, greșeala care am făcut-o în prima repriză și repriza a doua, care v-am spus că am avut ocazii, n-am reușit să le fructificăm, destul de nervoși și au dorit lucrul ăsta, însă a venit și eliminarea lui Stoianov pentru, nu știu dacă avea un sens acele, deși l-am atras atenția ca să nu comenteze deciziile arbitrului, pentru că un arbitru Urifa și nu e normal să comenteze, deciziile sunt foarte clare, să le respecte. El n-a reușit să facă lucrul ăsta și a fost eliminat. Arbitrajul? Nu. Dacă mai aveți întrebări, mulțumim mult pentru că